adolescentă și-a ucis copilul la doar câteva ore după naștere și a aruncat cadavrul într-un sac de gunoi pe care l-a așezat chiar în fața casei. Tragedia a avut loc în martie 2019, când tânăra avea atunci doar 15 ani. Aceasta a născut în sufragerie, în casa în care locuia cu părinții și fratele său. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. După ce a născut, fata de 15 ani și-a agresat copilul, provocându-i o leziune cerebrală gravă. Aproximativ 2 ore mai târziu, dându-și seama că micuțul era încă în viață, i-a îndesat bucăți de vată în gură și gât și a pus trupul neînsuflețit într-un sac de gunoi, pe care l-a așezat în fața casei înainte de a merge la culcare. A doua zi dimineața, adolescenta i-a trimis fratelui ei un mesaj prin care îi cerea să arunce sacul de gunoi, însă mama fetei și-a dat seama că ceva nu este în regulă și s-a uitat în sac. Îngrozită, femeia a sunat imediat la serviciile de urgență. Tânăra le-a spus paramedicilor sosiți la fața locului că nu știa că este însărcinată. Nici fratele ei nu știa acest lucru, dar observase că se îngrășase și că începuse să poarte haine largi. Era singură și a născut copilul fără ajutor, în timp ce tatăl ei bolnav se afla la etaj și făcea dializă, fiind supravegheat de mama ei. După naștere, inculpata l-a agresat pe copil în partea superioară a capului, provocându-i o leziune cerebrală gravă. Aproximativ 2 ore mai târziu, dându-și seama de faptul că acel copil era încă în viață, i-a îndesat bucăți de vată în gură și în gât. A pus cadavrul copilului într-un sac de gunoi și l-a așezat pe pragul din fața casei, înainte de a merge la culcare. I-a spus că știe identitatea tatălui copilului, dar nu are nimic de a face cu el, a precizat procurorul. Autopsia a dezvăluit faptul că micuțul a fost sufocat după ce o bucată de vată i-a blocat esofagul. Ancheta este încă în desfășurare, relatează știrile ProTV.ro.